Victorii are nevoie de aer pentru a-și restabili o poziție onorabilă în clasamentul ligii întâi, una mai aproape de pretențiile conducerii, iar o doză bună ar putea fi adusă de sub pietricica de Ceahlăul, o echipă dezmembrată de CFR Cluj și ASA Târgu Mureș în primele două etape de campionat. Cu doar două puncte după două runde, gorjenii așteaptă o resuscitare a pandurilor pe spinarea Ceahlăului, însă antrenorul Petre Grigoraș nu vede meciul ca pe unul ușor. Chiar dacă Ceahlăul trece prin momente dificile după schimbarea antrenorului, recent fiind pusă pe tapet chiar și vânzarea clubului, Grigoraș vede în gruparea de sub pietricica drept una capabilă de surprize. Sperăm într-o victorie cu Ceahlău, acum o echipă care și-a schimbat și antrenorul, echipă care vine după două rezultate mai mult decât slabe, două înfrângeri categorice și este clar că toată lumea ar gândi că e un meci ușor, un meci lejer, au primit 8 goluri în două etape, au fost eliminați și din Cupa Ligii și va fi facil. Nu, sunt convins că va fi un meci foarte, foarte greu. Noi sperăm să ne îmbunătățim jocul și să avem o evoluție mult mai bună. Asta ne interesează în primul rând, să obținem cele 3 puncte și să avem un parcurs ascendent în etapele următoare. Ne așteaptă un meci destul de greu cu Ceahlău, sperăm să câștigăm cele 3 puncte puse în joc și să mergem la Steaua cu un moral mai bun. Ținând cont că, practic, am jucat un meci în deplasare și un meci pe teren propriu, da, puteam să avem mai multe puncte, dar asta e în fotbal, întotdeauna cei mai buni câștigă. Sperăm să obținem victoria sâmbătă. Partida din Liga 1, etapa 3-a, se va juca sâmbătă 9 august de la ora 18:30 pe stadionul municipal Tudor Vladimirescu.